care spunem noi că a fost densă. Suntem în imediata vecinătate a festivității de premiere, moment foarte așteptat de toți cei 280 de concurenți care astăzi s-au întrecut la Școala Silvania și care ne-au făcut cinste prin faptul că au dovedit un talent special, un talent înăscut la matematică. Așadar, suntem la cea de 11, la finele celei de 11-a ediții. O ediție foarte reușită, spunem noi. Ne cerem scuze pentru cele câteva minute de întârziere, dar cu siguranță vă veți întoarce acasă cu zâmbetul pe buze după ce veți primi medaliile și premiile. În continuare, dau cuvântul domnului primar al orașului Șimleu Silvanie, domnul Septimiu Cătălin Țurcaș. Acest concurs este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar și Primăria orașului nostru. În speranța că... Da, cel care face premiile este domnul primar. Așa este. Da, Cătălin. Îl invit pe Cătălin... George Cătălin Țurcaș, să vă adreseze câteva cuvinte, concluziile zilei de astăzi. Vorbesc eu în locul lui tata, că sunt obișnuit. Deci, a fost o zi foarte lungă. A fost o zi foarte lungă și a fost o zi lungă și pentru noi, dar voi cred că ați fost cei mai solicitați. Vreau să vă felicit, că au fost niște lucrări foarte bune. Vă felicit pentru că participați, pentru că asta este cel mai important și, bineînțeles, vă felicit pentru că aveți pasiunea asta matematicii. Concursul ăsta n-ar fi fost posibil dacă n-ar exista câțiva oameni inimoși, aici mă refer la domnii profesor Miheț și domnul profesor Eckstein, care în fiecare an vin și ne ajută să facem subiectele. Mă refer și la domnul profesor Dorin Andrica, care ne-a ajutat în acest an cu subiectele de la liceu. Și, bineînțeles, mă refer și la colegii mei, Vlad și Vlad. Vreau să le mulțumesc. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care ne-au ajutat la corectare, tuturor profesorilor însoțitori. Știu că faceți munca asta benevol și vă mulțumim din toată inima. Nu cred că pot să exprim în cuvinte cât vă suntem de recunoscători. Nu o să vă mai țin mult, că știu că toată lumea așteaptă premiile. Vreau să mai fac doar următorul anunț. Puteți să descărcați de pe site-ul concursului baremele, cu excepția baremului de la clasa 11, care o să aibă un pic de modificări, ca să avem o soluție frumoasă pe site. Dar toate baremele și toate subiectele se pot accesa deja pe site. Site-ul este teodortopan.wordpress.com. De asemenea, chiar după festivitate o să punem și rezultatele, tabelele la toate clasele. Vă mulțumesc și felicitări încă o dată câștigătorilor. Cred că mulțumirile s-au adus deja. Regula o cunoaștem. Primele trei premii primesc sume de bani și cărți. Premiul 1, 250 de lei, premiul 2, 200 de lei, premiul 3, 150 de lei. Avem două lucrări cu punctaj maxim. În concluzie, acele două lucrări au câte un bonus de 100 de lei. O să aflați și cine sunt persoanele. Și încă va primi un premiu de 100 de lei și o șimleoancă. Asta este o regulă de a... mea, dacă vreți, o premiez din banii mei, deci nu ar trebui poate și alți primari să facă lucrul acesta cu voi care sunteți atât de buni. Începem cu clasa a 5-a. Premiul 1 se duce la Chișinău. Elevul Vorona Victor. Cei care nu sunt aici, înseamnă că n-au nevoie de banii respectiv. Premiul 2 se duce tot la Chișinău. Eleva Tărâță Daniela, de la Liceul Mircea Eliade.
Bun. Premiul 3. Elevul Dragoș Matei, de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Mențiune. Se duce la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj, Lazar Alexandru Florin. Tot mențiune la Colegiul Ion Creangă din Chișinău, Cerneanu Grigore. S-ar putea ca cei din Chișinău, care oricum stau până mâine, să fi confundat sala, dar numai o casă de cultură avem aici, deci cu siguranță. Și tot mențiune se duce la Școala Gimnaziară Gheorghe Lazar din Zalău, Vlai cu Ștefana Elena. Tot mențiune se duce la Colegiul Național Silvania, la eleva Flore Roxana. Primul premiu cu punctaj maxim la clasa a 6-a. Se duce la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, Copșălean Andrei. Premiul 2 se duce la Colegiul Național Mihai Eminescu în Satu Mare, la elevul Popan Cosmin. Premiul 3 se duce la Școala Gimnazială numărul 7 din Borșa, Hanții Glorena Maria. Prima mențiune se duce la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj, Verzea Ștefan. A doua mențiune se duce la același colegiu, Gavrilă Cătălin Georgian. Și tot mențiune, Vana Marc Aurelius, tot de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj. Clasa a 7-a. Premiul 1 se duce la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea, domnul Ceche Ștefan. Nu este? Ne rămân banii. Premiul 2 se duce la Școala Gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău, elevul Copaș Codruț. Premiul 3 se duce la Colegiul Național Emanuel Gojdu, Fechete Luca.
Mențiune se duce la Colegiul Național Emil Racoviță, Parambaș Diana Maria. Tot mențiune cu același punctaj, rămâne în Șimleu, eleva Buzea Lorena. Ultima mențiune, la o jumătate de punct în spate, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, Crișan Bianca Maria. Trecem la clasa 8-a. Premiul întâi se duce la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea, Vaida Filip. Premiul 2 se duce la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, Leonte Mihnea. Premiul 3 se duce la Școala Gimnazială Avram Iancu din Turda, Cantor Alexandru. Mențiune, se duce la, am și emoții să citesc Oradea, că văd că s-au grăbit foarte tare, Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea, Smaus Mark. Va trebui să le iei bani la fiecare, ca să le dai premii. Cred că trebuie să vin înapoi. Tot mențiune, Slavoi Alexandru, de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea. Și ultima mențiune, Man Andrei George, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. La clasa a noua.
premiul întâi cu punctaj maxim, Boroica Adrian, de la Gheorghe Schindler, Weimar. Premiul 2 se duce la Colegiul Național Emil Racoviță, Coroian Vlad Bogdan. Se duce la Colegiul Național Emanuel Gojdu, Berkovici Vlad. Mențiune. Prima mențiune la Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighet. Sper să pronunț bine. Spața e card la Noemi. A doua mențiune se duce la Liceul Tehnologic Emanuel din Oradea, Trifan Octavian. Și a treia mențiune se duce la Sighetul Marmației, Colegiul Național Dragoș Vodă, Corneștean Loreta Iasmina. Am aflat o chestie interesantă, că la unele școli cu calificare pentru acest concurs, nu știu dacă este bine sau nu, oricum, oricine dorește să participe este binevenit. Ne ducem la clasa a 10-a. Premiul întâi se duce la Colegiul Național Emil Racoviță, Crișan Dragoș. Da, a rămas tot pe locul întâi, că așa nu trecut. Mai avem un premiu întâi. Colegiul Național Emil Racoviță, Petrindean Andrei. Am încercat să vă departajăm, dar băieții au spus că nu-i cinstit, pentru că punctajul este la fel. Premiul 2 se duce la Târgu Mureș, Urcar David, Colegiul Național Unirea. Thank you.
premiul 3 de la Liceu Baptist Emanuel Pop Robert din Oradea. Mențiune se duce la Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației, Stefan Dacian. La Liceu Emanuel din Oradea se duce mențiunea la Balashazi Alex. La Liceu Baptist Emanuel din Oradea se duce și ultima mențiune Indrieș George. Un punctaj foarte bun la clasa 11, la un punct jumate de maxim, premiul 1 se duce la Colegiul Național Api din Târgu Mureș, Blaga Bogdan. Așa anul trecut. Premiul 2 se duce la Colegiul Național API din Târgu Mureș, Teni Anda. Premiul 3, Tiutiu Nathan de la Liceu Baptist Emanuel din Oradea. Prima mențiune se duce la Colegiul Național Emil Racoviță, Gheorghe Spiridon Maria, din Cluj-Napoca. De la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, a doua mențiune se duce la Horea Balc sau Pâlc.
Iar a treia mențiune, la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare, Pop Vlad. De a ne întoarce la clasa 5-a, că au venit în sfârșit și cei din Chișinău. Clasa 12-a. Subiecte, se spune, foarte dificile. Premiul întâi rămâne în sălaj. La domnul Tătuș Gheorghe, de la Colegiul Național Silvania din Jalău. Premiul 2 se duce la Oradea, Tiutin Cristina Maria. Liceu Tehnologic Emanuel, Teologic Emanuel, Trifan Titus. O să vă rugăm pe cei care ați luat premii să rămâneți să ne facem poza de grup la final. Mențiune, Colegiul Național Emil Racoviță, Hanțic Bianca. Mențiune se duce la Galea Rau Ronald de la Emanuel Gojdu din Oradea, Bihor. Colegiul Național Teodor Neș din Salonta. Mențiune Roman George. Ne întoarcem la clasa 5-a, premiul 1, Vorona Victor. De la Liceu Teoretic Mihaicu Căniceanu din Chișinău. Tărâță Daniela, de la Liceul Teoretic Mircea Eliade, din Chișinău.
Și mai avem mențiune Cerneanu Grigore, de la Colegiul Ion Creangă din Chișinău. Dacă cum va veni cineva, Lazar Alexandru Florin de la Cluj-Napoca și Horia Balc sau Vâlc, tot de la Cluj-Napoca. Mențiuni la clasa 5-a și la clasa 11-a. Bun. Încă o dată eu vă mulțumesc tuturor care ați făcut acest sacrificiu. Ne-am străduit și noi să fie bine. Dacă s-a întâmplat asta, voi ați decis. M-aș bucura ca totuși pentru tot ceea ce fac oamenii ăștia aici să încerce și ăștia care au foarte multă treabă să stea încă 2-3 ore, că nu pățesc absolut nimic. Mă rog, noi am rămas cu niște bani, din păcate pentru ei. Oricum, eu vă doresc mult succes. Vă rog pe toți cei care ați fost premiați să veniți pe scenă să ne facem fotografia de grup. Și vă doresc tuturor drumuri bune și mult succes la toate competițiile la care participați.